Toată lumea a auzit de Roșia Montană, locul unde se află cel mai mare zăcământ de aur nu numai din România, ci din toată Europa. Bineînțeles, o astfel de bogăție a atras foarte multe probleme de-a lungul anilor, culminând în amenințarea ca Roșia Montană să fie distrusă de mineritul cu cianuri. Dar, vorba românului, în tot răul este și un bine. Despre acest bine născut din probleme mari dorim să vă vorbim. Este o bogăție nouă a Roșiei Montane care nu se va termina așa cum se termină aurul dacă este exploatat. Este o bogăție spirituală pentru noi, pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri. Despre ce bogăție este vorba? Răspunsul e simplu. Conștiința ecologică a noastră ca popor. Roșia Montană este momentul zero, leagănul unde a renăscut această conștiință, piatra de temelie a spiritualității oricărui popor. Roșia Montană pe harta României, Roșia Montană pe harta Europei, Roșia Montană pe harta lumii. Acest fenomen s-a întâmplat în decursul unor ani prin care societatea civilă a demonstrat că poate să se opună unor proiecte sălbatice de distrugere. Roșia Montană este una dintre cele mai vechi localități din România. Păi, domnule, haideți să vorbim de minerit. Dacă toți suntem o localitate minieră și mereu ni s-a reproșat că noi, într-o localitate minieră, suntem împotriva mineritului. Au înțeles greșit. Ce ne-a propus nu era minerit, era JAF internațional. Azi tot păpăm și după noi potop. Nu se poate așa ceva. Și mai există un lucru. Trebuie să învețe și politicienii noștri că bogățiile ne le-a dat Dumnezeu și sunt ale noastre, ale românilor. Și nimeni nu ne le va lua niciodată decât noi românii. Născut în Roșia Montană, mi-am continuat studiile la Alba Iulia și am revenit la Roșia Montană.
Sunt voluntar în Alburnus Mare de aproximativ 13 ani de zile. Asociația Orarilor Alburnus Maior este o asociație a proprietarilor legal constituită în anul 2000, odată cu sosirea investitorilor canadieni la Roșia Montană. Prima oară am fost la Roșia Montană în anul 2000, cred că era, și deja se auzise despre situația de la Roșia și despre proiectul minier care amenința patrimoniul de aici. Fiind arhitect, am avut o lucrare comandată de Muzeul Național de Istorie a României, un studiu de evaluare și delimitare a zonelor cu patrimoniu valoros din Roșia Montană. Studiul pe care l-am predat Muzeului Național de Istorie, am constatat după aceea, găsindu-l pe internet, că fusese total denaturat. Și atunci am luat hotărârea de a face ceva concret, care nu poate fi manipulat cu atâta ușurință. Și am început prima oară în 2007, am început să facem intervenții de conservare, de protejare a patrimoniului construit. Prima dată am auzit de Roșia Montană la orele de istorie și nu am acordat, recunosc, o atenție specială. Nu era decât o veche localitate de pe vremea romanilor pe care o găsești pe harta Daciei din, cucerită de către ei. Însă, în anul 2006, am văzut un film care se numește Nou Eldorado, un documentar despre Roșia Montană, care are la sfârșit o scenă care pe mine m-a impresionat mai mult decât restul filmului la un loc. Era vorba de o doamnă care dorea să trăiască în continuare liniștită în Roșia Montană, după ce viața ei fusese o dramă, din cauza că și soțul și fiul îi muriseră și sunt înmormântați într-un cimitir din Roșia Montană, care ar fi distrus dacă ar începe proiectul Gold Corporation. Mă numesc Alexandra Postenicu, sunt director executiv al ONG-ului Pacea Mama România, filiala Asociației Pacea Mama din San Francisco, și ne aflăm astăzi lângă Piatra Corbului, la Roșia Montană. Eu am studiat în Statele Unite 11 ani de zile. M-am întors în România în 2011 și am înființat ONG-ul Pacea Mama România, care își propune să aducă drepturile naturii în România. În 2013 am venit pentru prima dată la Roșia Montană, am organizat maratonul într-o lună. De peste 2000 de ani acest pământ a fost cotropit, dar în același timp există o forță a rezistenței și a puterii de a merge înainte. Sunt Tică Darie, am 22 de ani, am studiat multimedia design în Copenhaga și de 2 ani, aproape 2 ani, locuiesc în Roșia Montană. Am venit de 2 ori pe bicicletă din Copenhaga la Roșia, încercând să atrag atenția asupra proiectului minier de distrugere a Roșiei Montane. Iar după astea două tururi și alergări, ultramaratoane, am decis că e mai bine pentru mine să mă implic în comunitate și să arăt ce se întâmplă aici, dar și să fac ceva concret. Din octombrie 2013, avem un centru local de cercetaj, sunt aproximativ 20 de copii care vin în fiecare weekend și împreună cu 4 adulți din Roșia, din Câmpeni și din București,
încercăm să contribuim la dezvoltarea lor personală, educațională, spirituală, să devină cetățeni responsabili în comunitatea în care trăiesc, în fapt în societatea asta. La sfârșitul 2013 am testat o idee cu ciorap de lână. Da, să vindem ciorap de lână, care mai târziu, după un an, am reușit să înființăm o firmă și 30 de femei din comuna Roșia Montana acum tricotează ciorap de lână, mănuși, căciuli, bentițe, veste, pe care le vindem pe un magazin online, madeinroșiamontana.ro. Și împreună cu mai mulți prieteni, în jur de 12, am reușit în 5 luni de zile, ultimele 5 luni de zile, să dezvoltăm un plan de afacere concret și să dezvoltăm întreprinderea asta socială. Am mulți prieteni, da, chiar am mulți prieteni în Roșia Montană, nu mă gândeam să mă împrietenesc așa rapid cu unii și chiar m-am atașat foarte mult de locul ăsta și probabil că o să rămân pe termen lung la Roșia. Mi-am stabilit așa măcar 10 ani în total să stau în Roșia și să încerc să dezvolt ce am început. Eu aici m-am născut. Mulți care au avut pământ, tot ei în pământ și alții s-au dus mai departe. S-au dus în țări străine. O țară bogată ca a noastră s-a ajuns să te duci spune o coajă de pâine în America sau mai din toate țările, ce mai nu mai vorbim mai de America. Păi eu am lucrat prima dată când erau șteampurile, minile și după ce s-au naționalizat am lucrat gospodăria. Roșia Montană se distrugă, că se distrugă munții Apuseni. Și tot munții Apuseni îi distrugă, ca să faci cariere, îmi apare cel mai periculos, că tot atmosfera o tulburi și o trebești. Eu nu bag de bine decât la conducători. Oricine ar fi bine, să știți că un investitor nu vine de mila noastră, vine de mila lui. Ăștia au venit și vrea să ia totul. Ei ne spuneau 17 ani, gargară goară, domnule. Un simplu calcul, am făcut un simplu calcul cu tot ce era aici, toată exploatarea dura între 6 și 10 ani jumate. Atât. Și luau cireașa de pe tort, luau tot ce era bogat din zăcământ de aici, și ne alegeam cu un iaz de decantare unde erau peste 250 de milioane de tone de deșeuri cu ceanuri. Așa ceva nu se poate. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este extrem de valoros pentru salvarea patrimoniului de la Roșia Montana și pentru salvarea mediului. În 2013, organizația Europa Nostra a reușit și a pus acest sit pe lista celor 7 cele mai periclitate situri și monumente, monumente în pericol. Al doilea lucru care l-a urmat pe acesta este faptul că în 2014 Guvernul României a respins legea prin care se începea exploatarea minieră. Mă leagă foarte multe lucruri de Roșia. Din 1973-74, Roșia Montană era practic un studio de filmare. Asta m-a impresionat foarte mult. Cu toate casele ei vechi, de patrimoniu, oameni veniți din alte părți, actori, regizori, scenariști, petreceau aici veri întregi încercând să creeze ceva frumos pentru toți românii, să creeze acele capodopere ale filmografiei românești, după niște novele scrise de fostul preot din Bucium, Agârbicianu.
2012, cu 3 ani în urmă, am început acest program Adopt o casă la Roșia Montană, care e gândit altfel decât lucrările pe care le făcusem anterior. Odată legătura asta realizată, am reușit să organizăm șantiere cu voluntari, șantiere școală, în ultimii 3 ani, anul ăsta e al patrulea, tocmai am început de 3 săptămâni campania, șantiere care au adunat peste 200 de voluntari din 10 țări europene. S-a deschis calea spre o dezvoltare durabilă. Oamenii vor fi antrenați în diverse meserii și acum, în momentul de față, există această posibilitate. Roșia Montană nu mai este declarată prin planul urbanistic zonal, zona monoindustrială. Aș vrea să subliniez că prin acel program demarat în 2013 de Europa Nostra, împreună cu Banca Europeană de Investiții, vor fi susținute aceste situri în pericol. Posibili turiști care ar dori să viziteze Roșia Montană, pot să le spun un singur lucru. Timp de 2000 de ani s-a exploatat aur aici. Tot ce vedem, clădiri de patrimoniu, patrimoniu arheologic, patrimoniu cultural, sunt urmarea, amprenta antropică sau a dezvoltării umane lăsate de 2000 de ani de exploatare a unui zăcământ auro-argintifer. Se pot vedea foarte multe lucruri, case din diferite epoci istorice, construite pe rând, cu o formă arhitecturală deosebită una de alta. De la patrimoniu arhitectural, putem vorbi despre patrimoniu arheologic, ar putea și vor fi puse în valoare și cei 140 de kilometri de galerii antice, medievale și contemporane, pentru că nicăieri am înțeles că nu se găsesc sub o asemenea complexitate și într-o asemenea continuitate a derulării exploatării unui zăcământ auro-argintifer. Un circuit al lacurilor poate fi evidențiat, de asemenea al bisericilor. România este o țară extraordinar de frumoasă și sunt multe lucruri frumoase, dar pentru mine, eu care m-am născut aici în Roșia Montană, pentru mine Roșia Montană este cel mai frumos loc din lume. Se poate trăi și fără mine la Roșia Montană. Datorită lucrurilor deosebit de valoroase care sunt în Roșia Montană, începând cu urmele lăsate de agatâri și dezvoltarea cu foc și cu apă și toată istoria mineritului până în ziua de astăzi, la Roșia Montană se poate face un turism extraordinar de dezvoltat. Avem peste 250 de tăuri care, vă dați seama, acum mai sunt 8 tăuri care sunt cu apă. Din 15 martie, când începea să dezghețe, până în noiembrie, decembrie, când venea înghețul, pe valea asta de la Tău Mare până la Gura Roșii și de la Tău Brazilor, erau în jur de 300 de instalații de șteampuri care funcționau pe bază de apă.
Și dacă le-a spune tinerilor, primul lucru care le-a spune ar fi următorul: iubiți-vă țara, fiți patrioți. Ăsta este cel mai important lucru, să-ți iubesc țara, să nu o trădezi, să nu o vinzi, cum o vind ăștia de acum, domnule. Turismul văd o opțiune foarte bună, cred că cea mai bună, agricultură și mici inițiative, afaceri. Da. Aș face aici o bucătărie comunitară, care să colectăm toate fructele de pădure, să le transformăm în dulceață, siropuri și să le vindem. Sunt multe lucruri de văzut în Roșia Montană, în cuvintele unui localnic care cumva ne-a determinat să începem excursiile a fost: dacă vii aici o săptămână, îți garantez că nu o să te plictisești. Roșia Montană face parte din mine. Eu nu mă voi lăsa niciodată de Roșia Montană. Unii dintre cei mai buni prieteni de ai mei sunt oameni pe care i-am cunoscut cu prilejul campaniei și ideii de Salvați Roșia Montană. Oameni din sunt roșieni pe care i-am cunoscut și pe care îi apreciez ca și pentru ceea ce sunt ei. Unii dintre ei mi se par un model de caracter pentru felul în care reușesc să rămână cu coloana vertebrală dreaptă, în ciuda unor presiuni de care nici nu am citit în ziare. Și există în România niște oameni care, poate că peste 50-100 de ani când se va cunoaște povestea lor, vor fi priviți ca niște modele. Roșia Montană a fost pentru mine și o lecție de curaj. Trebuie să unim trecutul cu viitorul, trebuie să folosim înțelepciunea strămoșilor noștri, valorile esențiale, legătura cu natura. Avem strămoșii noștri, dacii, care sunt prezenți și știm din punct de vedere istoric că au existat aici, au trăit aici, au lucrat în aceste locuri, și generațiile următoare. Mă simt foarte norocoasă că am această oportunitate și că Roșia Montană îmi dă această oportunitate.
COMOS, care este organismul consultativ al UNESCO și care are menirea de a ajuta înscrierea pe listă tentativă a monumentelor în patrimoniu mondial. Pasul următor este ca Roșia Montana să fie înscris pe lista tentativă, Guvernul României și Ministerul Culturii să admită acest lucru. Asociația Heritage Partner UNESCO susține acest demers și sperăm să se întâmple cât mai repede acest lucru, adică în anul 2016. Roșia Montana este acum o localitate extrem de cunoscută. Și dacă stăm bine și ne uităm, lupta societății civile a început la Roșia Montană. Ce faci cu generațiile viitoare? Trebuie să ne gândim, asta nu e viitor pentru 20 ani, 3-400 de ani viitor trebuie, pentru tinerele generații. Ce faci cu ei? Pui să pască ceanura? Viitorul Roșiei Montane, în primul rând, noi ne dorim să fie unul fără cariere de suprafață, fără iazuri cu ceanuri. Așa cum Roșia Montană a existat peste 2000 de ani, ne imaginăm că în următorii 2000 de ani să fie în continuare un loc care atrage oameni din toată lumea, nu neapărat pentru aurul de aici, dar mai mult pentru patrimoniul din localitate. O Roșie Montană în care să existe locuitori, o Roșie Montană în care să nu fie distrusă, o Roșie Montană în care să fie lăsat și alternativele de dezvoltare, mai ales în sectorul ăsta sau domeniul mai mult curat, știi, decât proiecte miniere. Roșia Montană, zic eu că va evolua așa cum vor oamenii să evolueze și în special oamenii care se implică. Sunt și optimist și realist. Eu consider că Roșia are un potențial foarte, foarte mare, doar că trebuie exploatat. Deci nu exploatat galerii romane și munții ăștia să-i dinamităm, în alt mod. Turistic. Acum deja suntem destul de încrezători că Roșia Montană va rămâne exact așa cum este, că ea nu va fi niciodată distrusă de o companie sau alta pentru extragerea aurului de aici, iar toți cei care trebuie să vină să o cunoască este în primul rând pentru povestea care a generat-o, pentru campania Salvați Roșia Montană. So for people who live in a place like Roșia Montană, where you're literally sitting on top of gold and various rare minerals, it is likely that in our current economic system, that this place will be the target for many companies, governments, etc. in the future. It was fortunate that on this occasion there were technical arguments to bring in order to protect this place. However, going forward, I really feel that the residents of Roșia Montană could really start to be the creators and the architects of a new type of law and start pioneering a much more robust system of law to protect everything that you have in that region. Alternativa durabilă la exploatarea cu ceanuri propuse de firma Canetan este dezvoltarea turismului. Nu cred că turismul trebuie să fie unica țintă către care să ne îndreptăm atenția, ci cred că el trebuie să fie completat și cu altele. Ar fi trebuit într-un studiu evaluate corespunzător pentru a vedea ce pui pe talger, ce pierzi și ce câștigi printr-o astfel de exploatare care a fost promovată. Dar acum ar fi momentul T0 în care s-ar putea trece la demararea unui alt gen de activitate. Mai este de luptă pentru Roșia Montană. Sunt în continuare politicieni care se opun acestui plan propus de societatea civilă. În ceea ce privește tinerii, trebuie să fim responsabili și să ne gândim la ce lăsăm în urmă și ce putem să lăsăm în urmă este bogăția naturală, un mediu curat, un mediu armonios în care copiii noștri pot să trăiască. Și eu mai am încă de trăit în lumea asta, câți ani mai avea, și eu mai am un viitor în față, mai scurt, dar cel mai mare viitor e al lor. Și ei cam trebuie să și-l decide și să-și-l construiască. Consider că și autoritățile, indiferent din ce spectru politic vor face parte în continuare, nu vor putea face abstracție de nevoile oamenilor de a se dezvolta și trăi în aceste locuri și a-și valorifica întregul potențial existent. Există
în continuare amenințări legislative la adresa Roșiei Montane. Roșia Montana este un sit unic, face parte din patrimoniul nostru național și este în același timp partea ființei noastre naționale. Nu ne putem despărți de acest lucru și nici nu putem să-l negociem. Ideal ar fi că la Roșia Montana să fie o comunitate unde suntem liberi de a face și de a crea ce vor localnici aici, că poate să se alege ei ce vor să facă. Dumnezeu nu a dat bogățiile aici și a așezat tezaurul pentru străini, dar pentru oamenii ei să aibă cu ce trăi. Oamenii se îndreaptă încet, încet către o altă normalitate, adică un cotidian care poate să devină din nou tradiție. În Roșia Montana se pot dezvolta multe lucruri, multe meserii, se pot dezvolta mici industrii, meșteșuguri. Este de bun augur tot ce se întâmplă acum în Roșia Montana.